Salutare, omule! În cele ce urmează vreau să-ți descriu o tehnică de slăbit foarte rapid. Prin tehnica asta poți să slăbești până la 6, 7, 8 kg într-o lună, poți să menții această scădere în greutate, dar, atenție, de foarte multe ori, dacă faci asta greșit, dacă nu-ți calculezi bine mesele și ceea ce mănânci, dacă nu-ți calculezi efortul pe care îl depui, e mult mai probabil să-ți faci mai rău decât să-ți faci bine. Deci, atenție, e un program pe care eu l-am folosit, asta am făcut eu ca să slăbesc 10 kg în mai puțin de o lună, dar nu este ceva ce să recomand neapărat oricui, este ceva ce trebuie făcut sub supraveghere medicală, iar eu, într-un fel, fiind medic, am reușit să mă supraveghez singur. So, ce trebuie să faci? O să-ți descriu cele 7 puncte pe care trebuie să le urmezi pentru a slăbi rapid și practic pentru a-ți da burta jos într-un timp foarte scurt. În primul rând, trebuie să faci OMAD. OMAD este o tehnică extremă de fasting. OMAD vine de la one meal a day, adică o masă pe zi. Acea masă trebuie să conțină o dietă care să meargă spre dietă ketogenică, dar asta nu înseamnă că trebuie să mâncăm doar carne și grăsimi, asta înseamnă că putem mânca din abundență legume și fructe. De ce o să mâncăm la acea masă? O să fie un curcubeu de legume sub orice formă. Le facem călite la tigaie, le facem la cuptor, le mâncăm proaspete în salată. Acea masă trebuie să conțină o carne de calitate. Poate să fie un piept de pui bine făcut, poate să fie o vită de calitate, poate să fie un somon gras, poate să fie niște fructe de mare. Deci trebuie să fie o carne de calitate. Această masă poate să conțină ouă, putem să mâncăm 3-4 ouă la acea masă. Poate să conțină brânzeturi, parmezan și brânză în general fermentată și brânză mai veche, dar esențial, fără pâine, fără orez, fără paste, fără făinoase, fără dulciuri. În loc de dulciuri mâncăm un desert. Deci primul punct, one meal a day, mâncăm o masă pe zi și asta ne permite ca 23 de ore să nu mâncăm absolut deloc și corpul nostru să se refacă, să intre în fasting și atenție, autofagia se întâmplă într-adevăr și atunci când mâncăm și nu ținem intermittent fasting. Este demonstrat în studii că atunci când facem această foamete, altfel spus, când corpul intră în foame, când nu mai are nutrienți din intestin, apar niște autofagocite, adică niște elemente care mănâncă din propriile tale rezerve și avem așa numitele lipoautofage, care sunt niște autofage, niște elemente care mănâncă din propria noastră grăsime. Deci atunci când intrăm în acest fasting, se activează niște elemente speciale care mănâncă din propria ta grăsime și asta e dovedit în studii de laborator. 2. Trebuie să faci sport în următorul fel. Luni, miercuri și vineri, mergi pe jos sau alergi în parc dimineața cel puțin 30 de minute. 3. Continui să faci sport, dar de data asta faci sala de forță. Ridici greutăți sub supravegherea unui antrenor și asta faci marți, joi și sâmbătă. Deci luni, miercuri, vineri alergi, marți, joi, sâmbătă faci sala de forță, duminică te odihnești. Atenție, dacă n-ai făcut sport până acum, e bine să te adaptezi ușor. Poți să mergi în loc să alergi, poți să ridici greutăți ușoare la sală ca să lași corpul să se adapteze și să nu te accidentezi. Dacă n-ai atâtea zile să faci sport, atunci poți să faci doar 3 zile de sport pe săptămână, dar atunci faci sport intens. Alergi sprinturi sau faci sport intens la sala de forță, din nou supravegheat de un antrenor. Cum ziceam, 4, duminica trebuie să te odihnești. 5, obligatoriu 8 ore de somn pe zi. S-a demonstrat că cei care dorm mai puțin de 8 ore pe zi au un metabolism mult mai scăzut și mâncând aceeași cantitate de mâncare se îngrașă mai mult din practic acel metabolism scăzut. Deci este esențial ca să ai un metabolism echilibrat să dormi 8 ore pe noapte. 6, practică introspecția. Atunci când ai mâncat o singură masă pe zi și noaptea ți se face foame sau poftă de niște chipsuri, înainte de a deschide acea pungă de chipsuri pe care, atenție, e interzis să o ai în casă, e foarte bine să te așezi pe canapea și să te gândești, ce simți? De ce simți asta? Ce îți lipsește? Poate îți lipsește altceva, poate îți lipsește afecțiune, poate îți lipsește o conversație cu un prieten, poate îți lipsește viața socială și atunci trebuie poate să cauți altceva și nu să te întinzi după acea pungă de chipsuri. Și 7, scapă de stres. Și știu, mi s-a spus că este foarte greu să scapi de stres, în special dacă ai un job la care trebuie să fii în permanență prezent, ai un șef care te stresează, natura jobului tău este să lucrezi în stres. Totuși, ceea ce poți să faci este să practici o formă de meditație. Să ții o pauză. Ai un job stresant, dar poți să te duci în pauza de masă 15 minute în mașină să meditezi, să respiri, să faci exerciții de respirație. 2. Poți să te gândești la cât de mult te afectează de fapt aceste deadline-uri, cât de mult te afectează acel șef care te stresează. Poate îl poți cumva ignora în interior, adică poți să accepti ceea ce îți spune să faci, dar să-l ignori în interior, să nu pui atât de mult suflet acolo. Un alt lucru pe care poți să-l faci este să eviți persoanele care te stresează din anturajul de prieteni. Poate ai niște prieteni care te surescită sau care îți povestesc mereu chestii negative. Pentru cel puțin o lună poți să eviți. Le spui că ai prea multă treabă și nu poți să te vezi cu ei. Și ce mai poți face este să faci exerciții fizice ori de câte ori ești stresat. Ok, poate că la birou n-ai cum să te pui pe jos și să faci flotări și să faci genuflexiuni, dar uite, poate că lucrezi de acasă și ți-a venit un mail care te-a enervat. În momentul ăla trebuie să înțelegi că acel stres, acel cortizol, eliberează
aminoacizii din mușchi, din mușchi pe care tu îi construiești la sală și îi transformă în grăsime. Ca ei să nu se depună în grăsime, ceea ce trebuie să faci este să te duci, după ce ai primit acel mail, să alergi afară sau să faci niște exerciții acasă, măcar 10-15 minute, ca să arzi acel colesterol și să repui aminoacizii la loc, în locul lor în mușchi. Ce e foarte important și țin să precizez asta este să te asiguri că poți să-ți iei acest program și după această lună, după ce ai slăbit 10 kg, ai atins rezultatul pe care ți l-ai dorit, e foarte posibil ca creierul tău să zică ok, checked și să se relaxeze și atunci tu să revii la cele 5 mese dezordonate pe zi, la lipsă de somn și la lipsă de sport. Ceea ce trebuie să faci este să-ți găsești motivația nu neapărat în a slăbi, ci motivația în a te simți bine, pentru că în perioada asta o să te simți bine. Ce poți să faci însă ca să-ți fie mai ușor este într-adevăr să reduci de la 6 zile de exerciții fizice și de sport, poate la 5 sau 4 zile de exerciții fizice, să te plimbi mai mult în parc, de exemplu. Eu, dacă n-am chef să alerg, mă duc în parc și mă plimb. Dau 4-5 ture de parc, ascultând un podcast sau ascultând muzică sau gândindu-mă pur și simplu la lucruri, dar plimbarea arde calorii și țină loc de sport. Și dacă ți-e greu să ții acel omar și în orice caz nu recomand să-l ții mai mult de o lună, poți să revii la programul mai permisiv în care să mănânci 2 mese pe zi. Deci în loc să mănânci o singură masă pe zi, de exemplu la prânz, poți să mănânci o masă la ora 12 și să mănânci a doua masă la ora 6. La ora 6 ai mâncat masa respectivă, stomacul tău este gol, la ora 10 când te culci, dormi liniștit, dormi odihnitor, iar cele 2 mese pe zi vor aduce și o restricție calorică, cel mai probabil, pentru că n-ai cum să mănânci atât de mult în 2 mese și îți vor permite să faci un intermittent fasting de 18 ore care este benefic și pentru creierul tău și pentru ficatul tău, dar și pentru greutatea ta. Aveți grijă cum țineți acest program, dacă aveți orice problemă de sănătate, consultați-vă cu medicul vostru înainte de a aplica acest program și, bineînțeles, aveți grijă de voi și faceți alegeri corecte. Pe curând!